Salut, prieteni! Animalele nu încetează să ne uimească prin comportamentul lor imprevizibil și cazuri amuzante. Am decis să pregătim un alt episod cu situații neobișnuite cu animalele. Să începem! Acest incident a avut loc într-o grădină zoo din Amsterdam. O rață a zburat în voliera pisicilor sălbatice. A decis să noate un pic în iazul lor. Leoaica, fără prea multă ezitare, se repezește la rață și o apucă, observând situația și leul decide să îi se alăture. În toiul conflictului dintre ei, rața totuși reușește să scape, lăsând pisicile fără prânz. O vulpe flămândă s-a strecurat în curte și urmărea niște găini, puțin probabil că avea să intre înăuntru. Dar dintr-o dată, după o ceartă scurtă, una dintre păsări zboară afară, fix în gura vulpii. Roșcata, mulțumită, o ia în direcția pădurii, dar stăpâna observă situația la timp. Speriată, vulpea lasă pasărea și părăsește curtea fără nimic. Maimuțele sunt niște animale destul de obraznice, dar în această situație totul pare destul de organizat. Chiar și câinilor le place să se plimbe cu motocicleta, doar uitați-vă la ei! Neapărat luați exemplu de la această cioară inteligentă! Iată ce se întâmplă atunci când parchezi în locuri greșite! Asta e de dimineață când vrei să mergi la muncă foarte tare. Cocoșul a fost super obraznic să-i alunge pe toți de la mâncare, dar iepurele îndrăzneț a decis să-i dea o lecție. Cât timp pescărușii se lămureau cine este demn de rața gustoasă, un vultur a decis să le întrerupă disputa. Chiar și cei mai lenuși motani, din când în când, își restabilesc rapid abilitățile de vânătoare, atunci când vor ei. Se pare că acest aur a decis să-i salute pe fani de mai aproape. Ce, dacă sunt mistreț, nu pot înota în piscină? Lasă-mă, omule! Acel sentiment când prietenii te-au chemat în ospeție vineri. Cerbul a decis să treacă peste cascadă. Este foarte riscant și periculos, alunecă și cade, dar reușește să se țină în picioare și totuși să treacă pe celălalt mal. Apoi și femela încearcă să facă aceeași. E foarte lunecos însă și cade de pe stâncă. Din păcate, după așa căzătură, șansele la supraviețuire sunt aproape zero. Pe acest video, un raton stătea liniștit pe o creangă urmărind un grup de maimuțe. Cred că știți acest caz, dar mă uimește de fiecare dată. Săracul animal voia să se salveze, dar maimuțele erau foarte agresive. Elefantul a hotărât să se împrospăteze și a intrat într-o apă plină de hipopotami. Unul dintre ei a încercat să-l muște de coadă, dar gigantul la rândul său pur și simplu l-a împins cu piciorul. Politicos! Iată ce înseamnă prietenia adevărată dintre animalele domestice. Nu fiecare ar putea să reziste obrăzniciei acestui papagal. Mistrețul a decis să intre pe la frizer, foarte rapid, probabil că se grăbea la o petrecere. Ceva însă nu i-a plăcut și a decis să plece prin ușa închisă. Plimbându-se prin oraș, elefantul întâlnește în calea lui o sculptură și hotărăște să atace adversarul. A fost clar surprins că nu îi răspunde nicicum. S-a uitat la adversarul care zăcea pe pământ, s-a întors și a mers mai departe să-și caute de treaba sa. Iar acest trompos se pare că a obosit atât de tare că a decis să ia o pauză chiar pe stradă. E un caz destul de amuzant. Două păsări s-au înfipt într-o șopârlă și două minute nu cedau una alteia. Maimuța asta e atât de curajoasă că, necătând la pericol, a pus mâna totuși pe prânzul său. Hrănirea animalelor în grădina zoo e un lucru vesel, dar se întâmplă și situații de genul. Părinții au reușit la timp să reacționeze.
Necătând la faptul că lăbuțele din spatele ei sunt rănite, hiena a reușit să găsească o altă cale de deplasare. Urangutanul a observat în apă un pui care se înneca. L-a scos pe micuț la mal ca pe o frunză. Mult timp l-a analizat. Este un caz destul de neplăcut. Un leopard urmărea o pasăre și a sărit peste ea din copac. A nimerit însă pe liniile electrice. O pereche a decis să înoate în piscină, însă nici n-avea idee că la ei se va alătura elefantul uriaș. S-a apropiat de ei ca și cum nimic nu s-a întâmplat și a început să-și potolească setea. Maimuțica nu a avut noroc, a decis să se joace cu firele electrice și a fost electrocutată. Noroc că s-a speriat și atât. Băiatul a decis să meargă la WC-ul, dar nu și-a putut imagina că va întâlni acolo o șăpârlă mare. Iată ce înseamnă cu adevărat un ambuteiaj pe drum. Ați fi așteptat sau ați fi înconjurat? Elanul a reușit să răstoarne un biciclist doar cu puterea gândului. Prieteni, scrieți-ne care a fost momentul vostru preferat. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!